Salut, numele meu e Luci și în continuare vă voi arăta o montură folosită în pescuitul la feeder și anume montura cu tub anti-tangle. Este o montură foarte folosită și chiar foarte ușor de realizat. Dar pentru asta haideți să vedem ce materiale avem nevoie pentru a realiza această montură. Pentru realizarea acestei monturi avem nevoie de un tub anti-tangle sau un tub antinod, cum este denumit, un vârtej, o biluță de cauciuc și un coșuleț. Biluța de cauciuc este indicat să fie nici prea moale, dar nici extrem de tare sau mai ales să nu folosiți biluțe din plastic, cum am văzut la alții, pentru că nu au niciun rol de amortizare. Vârtejul cu prindere rapidă îl folosesc foarte mult, deoarece mă ajută ca în timpul partidelor să schimb struna foarte repede. Haideți să vedem cum se prinde struna de acest vârtej, să vedeți cât de simplu e și, zic eu, eficient. Bucla de la strună o introducem în ochetul vârtejului. Așa. Și după aceea asigurăm cu acest inel metalic. Am ales un fir mai gros să aibă o vizibilitate mai bună. Bineînțeles că nu vom folosi așa fire groase la strună. Primul pas în realizarea monturii este introducerea firului principal prin tubul antinod. Firul principal fiind firul care vine de la molinetă. Întotdeauna introducem firul din partea scurtă spre partea lungă, către cârlig. Haideți să introducem firul. La sfârșit vă voi arăta și de ce introducem firul din partea scurtă spre partea lungă și nu invers, cum fac alții. După ce am introdus firul prin tubul antinod, introducem biluța de cauciuc, care va avea rol de amortizare și de a proteja nodul de la vârtej. Așa. Legăm și vârtejul. Pentru legarea vârtejului eu folosesc un nod destul de cunoscut, destul de simplu, poate dumneavoastră nu-l cunoașteți, dar haideți să vă arăt, o să mă apropii puțin de cameră să vedeți mai bine. Deci introducem firul prin ochetul vârtejului odată. Îl mai introducem odată. Să vedeți mai bine. Am folosit un fir mult mai gros decât normal pentru o vizibilitate mai bună. Uitați. Tragem ușor. Așa. Introducem degetul între cele două fire pentru a realiza o buclă și rotim capătul firului în jurul firului principal de 5-6 ori. 4, 5, 6. Capătul îl vom introduce în bucla formată de deget. Așa. Și apoi tragem ușor. Înainte să tragem, e bine să umezim puțin nodul cu salivă, cu orice, pentru ca spirele să alunece mai bine și să se așeze frumos una lângă alta fără a se freca între ele, a forfeca firul. Tragem încet. Ne ajutăm și cu dinții, dacă e nevoie. Împingem spirele una către alta. Tragem și de capătul celălalt. Împingem și cu unghiile.
Așa. La final vom avea un nod frumos cu o spiră așezată una lângă alta și urmează să tăiem extremitatea de fir care a rămas, surplusul. Nu-l tăiați întotdeauna foarte scurt, deoarece s-ar putea ca în timpul tensionării firul să se, nodul să se mai așeze puțin. Îl tăiem nu foarte scurt, dar nici foarte lung. Astfel. Cred că se observă. Așa. Desigur, se pot folosi mai multe noduri. Eu pe acesta îl folosesc și am fost foarte mulțumit. Asta va fi montura noastră. O montură simplă, culisantă. Și mai avem de atașat coșulețul, care vom agăța de agrafa care se află pe tija anti-tangle. Asta este montura noastră. Montura culisantă. Cum v-am spus mai devreme, bila de cauciuc, biluța de cauciuc, are rolul de a proteja nodul, deoarece în timpul lansărilor, în cazul în care nu folosim biluța, tubul antinod o să lovească repetat nodul dinspre vârtej și poate să rupă. În cazul în care acest nod se rupe, vom pierde absolut toată montura. Tija, coșulețul, vârtejul, struna și câligul, absolut tot vom pierde. Dar folosind o bilă de cauciuc, vom elimina acest risc. De este foarte important să o folosim. Nu folosiți, am văzut la mulți că folosesc bile de plastic. Nu au niciun rol. Sunt foarte rigide, foarte dure și vor avea același efect ca și tubul antinod. Deci, într-un anumit interval de timp, sigur, va rupe nodul. Așa. Haideți să vedem cum atașăm și struna. Struna o vom atașa de urechea vârtejului, cum v-am arătat și mai devreme. Închidem siguranța metalică. Siguranța metalică se închide puțin mai greu, dar aplicând o presiune asupra ei cu unghiile, se va închide bine. Asta este montura noastră finală. Simplă și eficientă. Cum am spus mai devreme, vreau să vă arăt diferența între montajul tijei anti-tangle din partea scurtă spre partea lungă și montajul tijei anti-tangle din partea lungă spre cea scurtă. După cum vedeți, am așezat două monturi, una realizată corect, una realizată din punctul meu de vedere incorrect. În timpul laseului, greutatea coșulețului va transporta montura în felul următor. Datorită greutății coșulețului, tija anti-tangle se va ridica în sus, astfel depărtând struna de linia principală. Din ce observați, linia principală este aici și struna este aici. Dacă observați, este o distanță destul de mare, evitând riscul încălcirii strunei cu linia principală. La montajul tijei anti-tangle incorrect, se vede că distanța dintre linia principală și strună este destul de mică, crescând riscul încălcirii strunei de linia principală. De asta am vrut neapărat să vă arăt diferența între cele două monturi, pentru că mulți nu știu care este această diferență. Cam atât despre montura cu tub anti-tangle. Pentru mai multe informații și articole despre pescuitul la feeder, vă invit să vizionați site-ul www.pescuitlafeeder.ro. Până la următoarea întâlnire, vă urez numai bine și fir întins!